Bună seara, numele meu este Gabi, sunt la o partidă de pescuit pe râul Argeș. Plouă cu găleata și umbrela. Este data de 3 septembrie 2014. Am și eu doi prieteni pe aici, dar nu știu unde s-au dus. Doar noi trei sunt. Ce să faci acum? Pe ploaia asta abundentă. Este ora 19:30. La 25 și la ora 8, peste o oră se întunecă. Ia uitați ce nor abundent. Am venit să mă joc cu musculițele, ca să știți și voi ce fac eu pe aici, pe la râu. Pasiunea e foarte mare. Să văd dacă trage obletele. Mai devreme era pe malul celălalt, am făcut eu niște filme, să le vedeți. Acum pe seara am zis, hai mă, să merg până acolo totuși. Poate s-o ridica și pe malul ăsta. Și într-adevăr s-a ridicat, din cauza că am luat unul. Și să mai văd cerculețe pe apă. În condițiile acestea, n-am decât să mă apuc de pescuit. Am primit cadou de la domnul Emil, un fir textil, să se știe. Domnul să-i dea sănătate, foarte bun. Am un buldo, o concepție proprie, ultimele noutăți în materie și musculițe artificiale. Ia că se mai văd. Așa. Eu câteva modele acolo. Se placă la băiat. Cu ce ne prezentăm în seara asta? Pe ploaie. 3 septembrie. Sponsorul emisiunii de astăzi este firma Terra Rent-A-Car cu site-ul terrarentacar.ro. Hai să încerc să joc mușchile pe suprafața. Temperaturile scad, ușurel, ușurel. Nu foarte mult. Ia să văd eu. E bățuca în scurt și trebuie să trag ușurel mușchile, că dacă trag prea repede, se ridice de pe suprafață și nu le mai atacă. Că nu stau numai aici în baza asta. Dacă e băiat cu minte și trage, da. Ia, că a văzut el ceva pe acolo. Zânzăită. E că bate vântul. Și nu-i... Ia uite ce atacat ăsta aici la mare. Și a atacat ăsta la mai. Înțelegeți? Vedeți? A luat musca portocalie. Așa. Trebuie și urel, ușurel, ușurel, bate și vântul. Bine că am legat umbrela. Să dea într-o parte, uite într-o parte. Bate și vânt aici. Ia să văd. Sunt obișnuit eu cu textilul ăsta, e cam gros puțin, dar... Față de nanofilul la slabul. Mai eficient. Da, mai copurință. Mult mai eficient. Hai pe ce te baza, nu se rupe lini. Până la urmă nimeresc eu curentul și cu asta. Nu l-am nimerit bine pe acolo. Stai așa, să nu ești mecherie. Vă mai... Așa, obișnuiești cu el la firul nou. E o chestie, ca uite ce ataca băiatul. Hai Johnny. A atacat Johnny. De acum nu mai am nanofilul și nici el, înțelegi, talus. Care e treaba? O mărunt, cât mai tare, cât mai încet.
Toate scărușii sunt la vânătoare. Ciocan. Am avut două atacuri. Două atacuri. Să văd. Uite, mă, ce-am lăsat aici papa și-a atacat asta. Ui, stai să caut pe frate. Asta nu m-a dus ca o prietenii tăi care trag și mai bine. Arde de muscă ți-a, uite pe frații tăi care vor muști. Nici așa nu vor muște. Curentul tare era. Numai la dreapta și pe semnul. Atâta tura vor. Așa, uite aici, la curent, uite aici. Așa, aici, la curent. Nu dau eu mașa să-ți dau ție. Mașa ăla, te ducă curentul, îi dau un puțin la terapul. Atacă la mama, ești chiar la un metru de mare. Nu se crede. Așa că dau mai la stânga. Nu mi-e rând asta. Iar asta, da? Lasă și ura așa. Dacă încep ușor, ușor. Să trag. Curentul ăla mai încolo. Să dau mai jos. Îl duc pe curentul ușor. Dar știți ceva? Goodbye, obliților! Am impresia că s-au întâlnit dumneavoastră după lună și eu după Marte. Așa arătăm. Ăsta e curentul prea repede, dacă dați la biban merge. Nici acolo nu e. Nu, păi am un loc pe dreapta. Pe dreapta, la oblete. Merg să încerc, dacă nu revenim. Ne plimbăm pe planetă pe aici. Dar știți ce am făcut? Eu nu v-am văzut, am zis că nu vreți să ieșiți din mașină, strigam, domnul Emil, hai nu ieșiți. Nu v-am văzut că ați trecut. Mi-am dat seama după aia, bă, să știi că a plecat mai înainte. Sunt în direct și în exclusivitate aici. Căutăm un pește mare amator de muște. Naturale, să vedem cum mănâncă ăsta muscă naturală pe 3 septembrie. Cum arată afară. Nici eu nu prea aș mai mânca muște la ora asta.
Eu nu m-aș... aș mai... n-aș mai mânca muște. Totul cenușiu, griu, maronim, calamunte, calamunte. Pescar nu-i. Pescar, acum pescuiesc pe calculator, nu mă uitam. Vedeți un pescar? Doar eu cu domnul Emil, pasionați de muște, n-avem treabă. Și dânsul cu soția. Cine mai recreie, mai facem sport? Sănătate curată. Ia uitați ce mare acolo. Vreau să văd în gura canalul meu aici. Nu știu mai chiar e, că aveam eu un loc pe dreapta acolo, dar mă văd. Unde te iau gangii. Avem un loc la pompă de verificat. Mamă, ce curent star sunt. Ia că am văzut o săritură. Două, trei, ei. Uite-i, mă. Uite-i, mă. Sunt băieți aici, mă, frate. Așa, mă, băieți. Bravo, mă, băieți, mă. Dă-i o cam aiurea cu ăsta, mă. Dă-o de-n lateral. Curenți puternici. Hai să-l dai așa. În lateral, ca lumea. O să încronizeie cu firul. În grosul celor alea. Bine. Hai spune-mă, aici nu. Uite mai jos. Deci văd cercurile. Înțelegeți? La cât e de urât afară, am văzut cercurile, că sunt interesați de muște. S-a căpăr și camera. A, uite că da. Așa, tati, așa, tati, vânează. Vânătorule, ce fac? V-am zis că nu m-am păcălit. Cu... am văzut cercurile. Ia. Bă, dar vreți să duce. Firul ăsta pe mis. V-a păcălit intuiția mea. Oba! Dau mai așa puțin. Vă vedeți pe ploaie, 3 septembrie, opa. Nu nimic, frate. Distracție mare. Nu încolo unde se întâlnesc curenții. Ce uite, bă, dacă ar fi pe unul, i-aș da-n cap cu boldul ăla, pe când dă doi acum. Aha, dar e bun și curentul mai aici, zic. Eu uite, bă, ce a tras ăsta la mare aici. Băi, frate, ia să mă lase mă mai jos puțin. Eu fiind singur, pot să fac ce vreau. Apa e curată. Îmi dau peste cap așa. Par mișto, ia. Vă curăște. Am pe zi, ha? Da, mă screște că zboarăți în țară. O mizerie acolo și-am luat-o. Dar e măscă. Frunză. Frunză de toamnă, ce să zici. Da, pe curent.
făcut ceva atacuri. Văd cercurile. Poate trebuie mai potrivit o ploaie, cine știe. Poate trebuie mai potrivit. Și diferite variante. Să văd cum trage. Ai, a ridicat musca puțin cu vârful și vedea gagiunea. Zi așa că îți place când se joacă pe deasupra, a? Așa. Așa zic. Dau în curență principal. Trag la întâlnitul, ridic vârful. Încep recuperarea, că vârful sus stă muștele în sus. Să stai de pap, vede? Să facă dure. Te puneți care vine înapoi. Mamă, ce-i trage cu pula. Da, vândem. Mai dau de două ori. Vreau să mă duc într-un loc. În gheapa mai liniștită. Să văd... cum se comportă acolo. Dau mai pe lângă mapa aici. Mai jos. Au, ce atac am avut acum. Asta nu știu. Deci băieții mai sunt interesați, nu știu. Că a început să ude și firul ăsta textil. Trebuie să mai bine. V-am zis că am avut atac. Deci, ce domnesc, uita. Hai, te-ai scăpa, mă. Nimic. Am atacat. 2. 3. Nu că e textil, mă. Trei atac. Pe care i-am văzut unde trag. Mai jos puțin. Au intensificat atacurile. Cu popluia asta și... M-am zis că le-am intensificat. Ce asta? O, nervos! Omul! Ce omul? Lasă-mă! Lasă-mă frumosule că ți-a făcut camera poză! Vezi pe YouTube ce ai! Recuperare ușoară, a? Odată. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Să vă mulțumim pentru vizionare!
mai țin și pat. De mă, eu colecționeam postul. Și el sare post. La ora asta sare, la nu. Uite-mă cum merge pe plaie. Bă, bă, am zis, stai și tu așa. Pe poziția asta. Vedem și noi pești. Două pe camă. Bă, dar ce energie aveți pe urmă. Pe ploaia asta. Puțin viteza de recuperare. Fir te știi băzdu, acum ați dat-o în bară, obiților. A dat fratele meu, domnul Emil, fir te știi, ați dat-o în bară. Bericică, ia să vedem. Frișoas, material. Fir te știi principal, da? În linia pe muște, pe 0.14. Uite-l. Ați văzut ce înseamnă băzduri fir te știi? Crimă și pedeapsă, dar are mult să mai fumi, băgiu. O ia, fuge, dă, unde se ducă, nu vede că ce-o. Înțelege? Sponsorul emisiunii de astăzi, firma Terra Rent-a Car, cu site-ul terrarentacar.ro. Să închiriem o mașină, să ajungem la Basco, să prindem oblet. Ce faceți la ora asta? Vă uitați la televizor? M-am vizitat în țânțar, plec mă deși pe umbrelă. Tu vezi că trage peștele? Ești sănătos la cap. Nu vezi ce mișto trage ăsta. Apropie ora 20. Vânează, uite-l, bă, ce-a vânat, băi, fră. Bă, dar ai vânat, omă. Nu-i treaba, tu-i vânat, ca lumea, bă. Dar mai încurem puțin. Mai încurem așa. De se întâlnește curentul repede, cum s-a mai pătrit? Uite, bă, ce săritură mare a fost acolo, domnilor și domnilor. Mai săritură. Băi, avem și alți vânători, mă, care vânează, nu știu. Mă, ce mai e acolo? Că doar avat n-avem, băi. Mă, pomenim cu vreun clen ceva. Pe curent acolo. Mai la delul ăla, că? Vând ăla pe tot în coi. Mai e o leacă de lumină, a? Două leacă. Și merg undeva într-o locă. De mai liniștit. Acolo ai sărit, am văzut. Ai vânat cât aici e. Ai vânează-le și...
Frate, nu, te-a plăcut. Te-a plăcut cum a venit. Hai din pe fratele tău dacă le vânezi. Mamă, ce-a dat fratele meu. Ce-a dat fratele meu. Mai încerc un loc. E productiv. Vă abordez din partea asta. Stați așa, bă. Vă abordez din partea asta. Normal de aici. Ce-a făcut, domnule? Mi l-a plecat? Cred că a plecat, bă. Se mai vede mașina. A mai dat la biban și a plecat. A rămas singur pe aici. Singur cuc. Și cu bătlanul ăsta. Bătlane, lasă-mă să vânesc, frate. Să vânesc ceva. Mișto e. Aici trebuie să stai jos. Îi dai pe curent. Curent. Trebuie să văd dacă ești. Nu s-o facă, mă. Aveam un loc acolo. Deci aveam eu un loc aici. Iapa liniștit, așa cum i-am stăt. Da, da, uite. Rățușcă, nu fugi fata când s-a învins. Nu se dă și pe un ghiot ăsta. Poate aici să nu știa interes. Uite, vreau un cer, da? O garanție. Ia. Să merg la pasta pe niște. N-aș fi șansă să prind un pește la ora asta. Uiteați ce timp e fără. Nu-i dăm ăla pește la ora asta. Ce mai vânăm prin România, pe aici? Deci apa liniște. Ia să vedem. Dar mai devreme, nu știu cum. Cum să nu te brizi de aici. Ce v-a curăț o țără la curent? A, bandiții, știi ce ați făcut? Ce-au făcut, mă, ăștia? Cât a fost mai devreme până să muscărească. A stat aici. Și acum l-a muscărit, au intrat pe curent.
Da, că trebuie să mă întorc eu la canal. Nu, tu mai trăgea. Cel mai frumos loc din zona asta, când e curentul în față. Spatele canalului.